Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem un șef de spital, spitalul din Câmpina, care a avut și dânsul un iPhone. În orice model, cel mai nou, lansat acum o lună, iPhone 14. iPhone 14? Da. Luat din banii spitalului. Ah. Că altfel n-ar fi ajuns la știri, dar știi cum e, fiecare încearcă cumva să ajungă la știri. Și atunci, uite, dânsul a reușit în felul ăsta. Aveau de toate acolo la spital, nu? Dacă au ajuns să ia și iPhone. Asta e, aici este problema, că lumea s-a enervat că șeful își cumpără iPhone. De 1000 de euro. A dat 5000. Mă rog, 5000 n-a dat dânsul. Sunt banii de la spital, sunt bani publici. Și la iPhone 14 de la ieftin atunci. Da. Deci s-a enervat. Oamenii au fost oarecum nemulțumiți pentru că, na, spitalul cere donații pentru tratamentul pacienților și pentru plata facturilor. Putea să ceară donații și pentru cumpărarea de iPhone 14. Nu știu de ce n-a făcut-o, eram curios dacă primeau. Pandemia a fost trecută foarte... Mă rog, a fost trecută cu ajutorul donațiilor, a sponsorizărilor, deci ca în multe alte locuri din sistemul public nu sunt niciodată suficienți bani până la un punct când se găsesc. Deci asta a fost, a cumpărat prin sistemul public de achiziții un telefon mobil iPhone 14 de 5.000 de lei. Managerul îl cheamă Călintiu, bună ziua, spune că avea neapărat nevoie de el. Au prins un preț bun, adică eu... Da. Deci, mergem mai departe sau unde a prins promoția asta. iPhone 14. Cred că e de la noi pro, știi? 128 GB Midnight. A luat modest. 4.899,99 de lei. Da, mă, nu era nici pro, nici plus. Unlocked pe site-ul resellerului. E o ofertă prea bună, e păcat să o ratăm. Mai au și culoare albastru. De la săraci. Puriu. Și mai e ceva roșu, cred. Deci sunt, dacă vrei, câte vrei. La 4.899, deci cu 5.000 de lei. Dânsul a zis că 5.000 de lei l-a luat la resigilate. Deci... Auzi, eu când ți-am zis că e ceva. Deci omul spune că cei de la achiziții sunt de vină, citez. Am cerut serviciului de achiziții un telefon care să funcționeze în regim de trafic, date cu volum mare, cu memorie bună, cu protecție antivirus. Și mi-a oferit configurația aceasta, care e undeva ca preț, citez, la mai puțin de un sfert decât plafonul legal de achiziție. Și este momentul în care eu m-am oprit. Și asta e declarația domnului manager, citat de Digi24. Mă, stai puțin, a dat 5.000 de lei pe... Mă rog, n-a dat dânsul încă o dată, scuzați-mă, tot greșesc. Din bani publici, 5.000 de lei pe un iPhone 14, mă rog, un telefon scump. Plafonul legal de achiziție este 1.000 de euro, ăștia reprezintă 25%? Ce telefoane cumpără ăștia cu 4.000 de euro bucata? Eu nu, ăla e plafonul maxim. Nu știm noi. Băi, plafonul maxim, ok, plafonul maxim. Ce, cum mai există aia, Vertu, erau aia de aveau fotbaliștii, telefoane Nokia cu butoane de aur și dădeau câte 10.000 de euro pe el. Dar poate plafonul a fost stabilit, că nu știi niciodată la ce se poate ajunge cu tehnologia asta, din ziua de azi nu vezi. Măi, ești bine, omule, adică, mai zice domnul Motiu, e luat pe SEAP, e reambalat, mai avea un pic să fie second hand, ca să nu se supere nimeni. O sărăcie de telefon, practic, ai zice. Da, deci l-a luat cu 5.000 de lei în condițiile în care reambalat, în condițiile în care, sigur, e entry-level ăsta, recunosc. Entry-level, 4.899 de lei și 99 de bani, cum am zis, iPhone 14, 128 de giga. Entry-level, poate că avea mai mulți gigi, că și filmulețele acum ocupă o grămadă de spațiu în memoria. Și dacă n-ai cloud... Da, dar l-a dat înapoi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.